Ciao, sunt Vlad pe Toto.ro, vreau să prezint produsele de la Ecotat. Ecotat, știți cu toții, sunt niște produse chiar super, super ok, mai ales cu toată chestia care se întâmplă în lume și cu plasticurile și cu toate chestiile astea care nu sunt bune deloc, că mor o grămadă de viețuitoare, să zicem așa, maritime, de pești și mulți, mulți alții, căluți de mare și pisici de mare și o grămadă, de ales sunt viețuitoare maritime din cauza plasticului care este aruncat peste tot. Cei de la Ecotat s-au gândit să facă ceva biodegradabil, să facă ceva care nu și este foarte friendly cu environment, să spunem așa, este foarte prietenos cu mediul. Cei de la Ecotat, pe lângă știți cu toții, fac și foliile acelea care sunt din plastic de porumb, deci este un plastic făcut din porumb, din plante mai exact, nu este un plastic făcut din petrol, plasticul se face din petrol pentru cei care n-a știut, și sticle de cola și absolut tot, mese, absolut tot, scaune, tot sunt făcute din petrol. Plasticurile sunt făcute din petrol, pentru cine n-a știut. Cei de la Ecotat s-au gândit să facă varianta eco-friendly, să spunem așa, varianta prieten cu mediul. În cazul de față avem cartridge tray-urile, mai exact sunt standurile de cartuși, pentru acele cartuși, standurile pentru acele cartuși. Ele vin în cutie de 50 de standuri, sau mai exact, fiecare stand are 5 particele pentru acele cartuși și sunt de unică folosință. Sunt chiar ok, le vindem și la bucată, ele se vând și la set, deci ele sunt așa, sunt pur și simplu, sunt făcute din carton, un carton mult, mult mai tare și mai rezistent, și sunt pur și simplu, vă puneți acele cartuși de fiecare dată când tatuați. Și pe lângă asta este chiar ok, că nu mai trebuie să le căutați pe masă, dacă aveți mai multe, știți cu toții că le căutați pe masă să vedeți care este, nu este. Pur și simplu, dacă aveți niște, nu știu, să aveți un tatuaj mai mare și aveți mai multe ace și de linii și de umbre, pur și simplu vi le puneți aici acele de linii, începând 3, 5, 7, 9 sau 3, 7, 11, depinde fiecare cum tatuaj, și cele de umbre în partea asta, altă linii într-o parte, umbre în partea asta, altă, 11, 15, 27, depinde de fiecare în parte ce tip de ace folosiți. În așa fel încât de fiecare dată când luați, știți, ok, îmi trebuie un 5, în 5 le iau de la mijloc, că primul ăla întreiu, îmi trebuie un 9, 9 le iau din capăt, știți, și vii mult, mult mai simplu și mult mai rapid, le și găsiți, nu se ating ele între ele, să zicem, pe masă, cum le tot puneți acolo și le lăsați pe masă și se, nu știu, se amestec pe acolo, să le spunem așa. Este și mai, să zicem așa, mai elegant, să spunem așa, nici nu se murdărește masa, arată și mai frumos, sunt organizate cum trebuie, deci este o chestie super, super ok. Și pe lângă asta, standurile de ace cartuși nu sunt din plastic, sunt la fel prietenoase cu mediul, sunt din carton, în așa fel încât ele sunt de unică folosință, le folosiți odată, după aia le aruncați. Nu mai aveți nici masa murdară, nu vă mai complicați cu absolut, absolut nimic, ceea ce este o chestie chiar super ok. Deci ele se vând așa la bucată, sau avem cutia de 50 de seturi din acestea, a câte 5 bucăți fiecare. Deci cum ar veni pentru 250 de ace, are o cutie. De la Ecotat, acestea ar fi standurile de ace cartuși de la cei de la Ecotat. Eu sunt Vlad pe Toto.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!